Radu Socaciu este ultima achiziție a clubului CS Unirea Jucu. Cadetul de 21 de ani, originar din Satu Mare, vine de la Olimpia, club la care a fost crescut de antrenorul Zoltan Ritli. Socaciu este atacant, a fost în probe la Jucu și a dat golul victoriei în amicalul cu U2 Cluj chiar de ziua comunei. Localnicii l-au acceptat imediat poreclindul reclinul Samuraiu datorită părului prins în vârful capului și a preciziei paselor și stilului de luptă din teren. Am dorit să ajung la Jucu deoarece am fost convins de atmosfera de acolo, de antrenorul Alpar Mesaros. Atmosfera e deosebită și s-a demonstrat că oamenii de aici iubesc fotbal spune Radu Socaciu, care e convins că dacă va avea evoluții bune, va fi remarcat de echipele de Liga 1 din Cluj, Universitatea și CFR. Îmi doresc să dau goluri pentru echipă și cât mai multe pase de gol colegilor mei. Au sosit acte de la Federație, iar dacă domnul antrenor mei Saroș va considera că sunt pregătit, sigur voi juca la următorul meci, a încheiat Socaciu. Atacantul Sătmăren ar putea debuta la jucul chiar în partida de vineri din Liga 3 -a dintre Unirea și Sănătatea Cluj.